Fostul director interimar al Teatrului German din Timișoara, Ioan Boldurean, s-a stins din viață după ce a fost infectat cu COVID-19. La 65 de ani a pierdut lupta cu virusul. A ajuns la spital după ce a avut o complicație dată de un ulcer pe fondul infectării cu coronavirus. Acesta s-a internat în urmă cu aproximativ 3 săptămâni la Spitalul CFR. Ulterior a fost transferat la Spitalul Victor Babeș, iar ultimele zile din viață le-a petrecut la Casa Austria. Ioan Boldurean a fost timp de 2 decenii director adjunct al Teatrului German din Timișoara, iar o perioadă a îndeplinit funcția de director interimar.